Salutare și bine ați venit pe canal. Astăzi o să vorbesc ce nu-mi place la acest seria 3. Așa, haideți să începem din spate, de la portbagaj. Ok. Bun. Ce nu-mi place la acest seria 3 este aceasta de unde se deschide portbagajul, după cum se poate vedea, s-a și fisurat, este foarte slabă din punctul meu de vedere. Nu-mi place iarăși spațiul de depozitare aici, este cam mic, după cum se poate vedea. Ce nu mai îmi place aici în spate? Păi, în spate cam atât, trecem la locurile din spate. Așa. Bun. Așa, în spate nu-mi place că n-am aici, de exemplu, un buzunare, iarăși incomod să n-ai buzunare aici în spate. Ok. Și nu știu, ce nu-mi place că n-am mai multe buzunare în concluzie în spate, că în restul sunt destul de mulțumit în spate, nu n-aș n-ar mai fi altceva de spus. Așa. Trecem la locurile din față. Așa. Aici în față nu-mi place acest buzunar de aici, care e foarte fragil, mi s-a și rupt. Ar trebui să-l înlocuiesc. Doar cum se poate vedea, a sărit arcul de pe el și trebuie să cat acum alt buzunar de acesta să se închide. Așa. Iarăși buzunarele sunt foarte mici. În comparație de la Audi sau Mercedes, adică Mercedes nu știu, dar Audi știu că sunt un pic mai mari, mai spațioase. Iarăși acest buzunar este cam mic. Așa. Ce nu-mi place că n-am iarăși pilot automat la acest 91. Altceva ce nu-mi place, iarăși, după cum se poate vedea, acesta la locul din dreapta nu-mi place că butonul este mult prea în față, este incomod, ar fi trebuit să fie în spate cumva amplasat. După mine l-au pus prost acolo, așa. Așa, altceva ce nu-mi place e că nu merge USB-ul și AUX-ul la mașină. Nu știu de ce ori trebuie activate din calculator, iarăși telefonul tot așa nu merge, dacă dau pe telefon nu se întâmplă nimic, nu știu, ori nu e activat, ori nu e în sistem. Navigația e destul de ok, doar că trebuie făcută o actualizare și la ea. Altceva, nu știu ce aș putea să, ce nu mai îmi place. Cam astea ar fi ce nu-mi place la acest seria 3. Nu știu, dacă doriți să vă fac ceva videoclip cu ceva anume, puteți să îmi lăsați în comentarii. Iar dacă v-a plăcut, îmi puteți lăsa un like și un subscribe. Și cam, no, asta este videoclipul și ne auzim la următorul videoclip.